Autoritățile locale din Baia Mare, împreună cu reprezentanții instituțiilor sanitare, se mobilizează în această perioadă în vederea identificării și vaccinării copiilor din categoriile vulnerabile, situate în cartierele sărace ale orașului. În acest scop sunt programate săptămânal întâlniri cu părinții copiilor din zonele Craica, Pirită și Cuprom, unde trăiesc în special persoane de etnie romă. În total sunt în evidențele Serviciului Public de Asistență Socială Baia Mare peste 600 de copii, care frecventează școala și grădinița, iar apelul transmis către medici de familie este să facă o monitorizare atentă pentru ca aceștia să nu rămână nevaccinați. Până în prezent, circa 35 de copii au fost identificați ca fiind restanți la imunizare, atât în ce privește vaccinul împotriva rujeolei, cât și celelalte care sunt obligatorii. În același timp, sunt vizați și cei care nu au fost înscriși la nicio formă de învățământ, știut fiind faptul că abandonul școlar a influențat negativ situația cu vaccinările. Acțiunea va dura până la începerea noului an școlar, ca astfel pericolul apariției anumitor boli să fie evitat, în momentul în care copiii se vor întoarce în comunitate.